Salutare, oameni dragi! Vreau să vă povestesc despre cel mai emoționant, și acum am emoție, emoționant moment, cred că din cariera mea. Am fost cu două spectacole în Anglia, în Bergman și în Londra, și vreau, cu această ocazie, vreau să vă mulțumesc tuturor oamenilor care au venit la spectacol. Ați fost excepțional, extraordinar, deci ne-am simțit atât de bine. După spectacolul de la Londra, în public, v-am spus, era o doamnă mai în vârstă care a râs, dar câteodată parcă nu se uita spre scenă. După spectacol, doamna Aurelia a venit la mine împreună cu nepoata ei, care mi-a adus un buchet mare de flori, trandafiri roșii, că știa că îmi plac trandafirii roșii, și îmi zice: Anisia, bunica mea este cel mai mare fan al tău, te urmărea de când ai fost la România au talent. Doamna Aurelia mi-a adus acel buchet de flori, dar se uita prin mine, nu înțelegeam de ce se uită prin mine. Și zice: și ea te știe de dinainte de a te vedea. Și am înțeles cum adică de a te vedea. Adică înainte se uita la tine, dar acum nu se mai uită la tine, doar te aude, pentru că între timp, în 2017, a orbit. Și ea acum doar poate să te audă. Și ai ținut-o în viață în timpul acesta. Pentru mine a fost și o responsabilitate mare, dar în același timp am simțit-o ca și cum fac bine ce fac. Am rămas șocată. Pentru mine a fost o onoare că pot să fac, fără să-mi dau seama, acte de acest gen și că fac un bine oamenilor care au nevoie de comedie, de umor în viața lor. Nu știu, a fost cel mai frumos moment. A zis că i-am făcut o surpriză foarte frumoasă, dar doamna Aurelia, să știți că mi-ați făcut mie o surpriză foarte frumoasă și sunt foarte onorată că am reușit să fac lucrul acesta și să, nu știu, să vă înțelinez zilele. Dacă eu v-am făcut o surpriză frumoasă, noastră mi-ați făcut-o de 20.000 de ori și vă mulțumesc și vă mai aștept la show-uri și vorbim și vă pup. Ceva care mie mi-a dat o forță în continuare să fac lucruri frumoase, bune pe net. Cu această ocazie vă mulțumesc celor care ați fost la Londra și Birmingham și îi mulțumesc doamnei Aurelia pentru că mi-a dat așa o forță extraordinară.